Sunt Sia și bine v-am găsit la un nou vlog. Ei bine, în acest vlog vreau să vă vorbesc despre câteva chestii. Avem câteva update-uri de făcut pe canal și la sfârșit vreau să o să fie o rugăminte pentru voi, deci fiți atenți, pe scurt. Deci, în primul rând, scuze că am lipsit două săptămâni, dar cum v-am zis în primul episod din sezonul 2 de Game Dev Tycoon, nu am mai avut timp să filmez în vacanță până când am plecat și a rămas în aer două săptămâni și n-am avut timp nici când am venit acasă la școală, mai ales că am mis o jumătate din săptămâna de școală, din prima săptămână, pentru că atunci mi-a fost mie avionul și da, n-am reușit pur și simplu să postez nimic și de aceea am lipsit. Dar acum am întors și vreau să fac multe schimbări. Și prima schimbare este că am pus seria de Viața pe șine pe privat. Toată seria am pus-o pe privat. De ce am făcut asta? Ei bine, am considerat-o cam un fail, mai ales pentru că mi s-a crit mie la un moment dat de ea, pur și simplu. Mi s-a crit de ea. Nu mi-a mai plăcut așa de mult cum îmi plăcea înainte, mai ales că noi nu făcusem aproape nimic în acele episoade, dar nu vă faceți griji pentru că o să apară un al doilea sezon, o să apară o a doua încercare, nu știu exact când, o să apară cândva, dar foarte curând nu cred că o să apară. Alt lucru pe care vreau să-l fac o să fie să readuc la viață seriile care sunt puse pe pauză, adică The Wolf Among Us, Far Sky probabil, Terraria, să reîncep aproape toate seriile puse pe pauză, aproape, de cele care am chef în mare parte și la cererea voastră, mai mult ca sigur o să încep The Wolf Among Us din nou pentru că mi-a cerut-o foarte mulți și... În legătură cu seriile de Minecraft, seria de Minecraft cu Octuple Fear s-a închis pentru că Octuple Fear, pe scurt, este un nesimțit. S-a enervat ca prostul și s-a dus la feca. După ce am filmat episodul 6, s-a dus la masă, cred. Și, și eu am rămas la feca pentru că eu randam episodul. Și când s-a dus el la feca acolo... eu m-am pus în casa mea ca să nu cumva să mă bubuie un creeper. El nu avea o casă, după cum bine știți, și s-a bubuit, pur și simplu, l-a bubuit un creeper, i-a bubuit toate chestiile pentru că stătea fix lângă chestul ca fraierul, și a murit și s-a enervat și n-a mai vrut să mai filmez deloc. Și mi-a zis să vă spun că seria s-a închis. Mie, sincer, îmi pare rău pentru asta și mi se pare că Octuple Fear este cam papă lapte, dar asta e altă chestie. Oricum, ce mai vreau să vă mai spun, deci în legătură cu seriile de Minecraft, vreau să încep 3, nu una, 3 serii de Minecraft, nu deocamdată, nu deocamdată și nu deodată, ci pe rând. Și nu o să fie un Minecraft survival normal, așa, o să fie modat și o să fie cu mod pack-uri și vreau să-mi spuneți în comentarii ce mod pack-uri doriți. Sunt 3 lucruri pe care vreau să le fac de foarte mult timp, chiar dinainte să-mi încep canalul, îmi plănuiam să fac o serie cu Minecraft modat și mod pack-urile sunt Terra Firma Craft, care mi se pare foarte tare, dar probabil ăla o să-l jucăm după, nu cred că o să fie primul pe care o să-l jucăm. Life in the Woods și Hexit. Eu, sincer, prima dată aș opta pentru Hexit și după Life in the Woods sau invers și la sfârșit Terra Firma Craft. Pentru că Terra Firma Craft o să fie foarte greu, sunt absolut sigură, am văzut gameplay-uri, mi se pare greu. Eu nu l-am încercat, dar fac pare că este greu. Și... deci m-a bătut gândul de o vreme să fac niște serii de Minecraft modat. Și acum a venit sfârșitul la ce voiam eu să vă spun. Vreau să vă cer ajutorul. Deci acum, în data în care suntem noi, adică 19 ianuarie 2016, am început canalul de aproape 5 luni. 4 luni jumate, cam așa ceva. Și în aceste 4 luni jumate am ajuns la suma de 42 de subscriberi. Ei...
Eu nu sunt extrem de mulțumită pentru că nu prea cresc. Cresc foarte greu. Și vreau să vă cer ajutorul, practic. Adică, dacă vouă vă place, spuneți-mi. Lăsați un like, spuneți-mi un comentariu dacă vă place. Spuneți-mi, dar vă rog, nu puneți comentariile alea gen când mai pui de la, când mai pui episodul cu tărică, pentru că depinde și de mine, depinde și de cum mi-am programat, ce idei am, ce trebuie să fac, chef, chestii. Pe scurt, doar dacă vă place episodul, lăsați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați-mi din dislike. Bombardați-mă cu frate cu dislike-ul dacă nu vă place episodul, pentru că asta mă face să-mi dau seama dacă nu vă place sau nu. Spuneți-mi dacă nu vă place ceva, pentru că trebuie să fie o relație, o comunicare între noi. Și dacă vedeți că nu vă răspund la comentarii, ori înseamnă că nu știu cum să vă răspund, ori înseamnă că nu l-am văzut, pur și simplu, că nu mă uit mereu pe comentarii, dar mă uit. Și când văd comentarii la un video, răspund, dacă știu cum să răspund. Deci, vă rog, spuneți-mi și mie, și dacă vă place, mă rog, nu știu, recomandați-mă prietenilor. Eu nu vreau să. Știu că par cam cerșetoare, doar că. Na, știu, știu. Până la urmă, voi abonații mă ajutați pe mine să cresc, nu eu. Pentru că voi mă ridicați, voi mă recomandați, este vorba de popularitate până la urmă. Și dacă vă place ce fac eu, recomandați-mă la prieteni, la cine doriți voi. Și o să vă fiu chiar recunoscătoare. Deci, da, asta a fost ce voiam să vă zic. Și nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest vlog. Eu vă zic, mă, pa, 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 pa!